Eloria este în viață, declarația bombă făcută ieri la 12 ani de la dispariția soției lui Cristian Cioacă. Cine a făcut această declarație? Sunt foarte curioasă. Elodia trăiește. Salutare, oameni buni! Astăzi vorbim despre dispariția doamnei Elodia Ghinescu. Țin să vă aduc la cunoștință că acest caz s-a întâmplat în 2007, când eu aveam aproximativ 7 anișori. Țin minte foarte bine cum a fost mediatizat acest caz și cum făcea toată lumea, făcea toată lumea glume de că au găsit-o pe Elodia, că nu știu ce gen, la modul de când era mică până când și acum se vorbește de Elodia. S-au făcut jocuri, aparent s-a făcut și film. O să ne uităm peste acest caz de parcă eu nu știu nimic despre el, tot ce știu, de fapt chiar nu prea mai știu, adică nu mai știu exact detaliile, ce s-a întâmplat, dacă au găsit ceva, dacă n-au găsit nimica. Am aproximativ 20 de linkuri deschise aici. Ăștia din chat, puteți să-mi trimiteți și voi linkuri, nu mă bombardați, vă rog frumos, că am foarte multe, foarte multe. Când ajungem mai pe la sfârșit și vedeți că am ratat ceva, atunci puteți să-mi trimiteți și voi. Mare disclaimer, acest videoclip conține informații care pot afecta emoțional. Eu o să mai mănânc câte o mișchirică de asta pe fundal, pentru că pot. Așa, țin să vă anunț că acest caz nu este făcut cu scopul de a jigni pe nimeni implicat în acest caz, ba din contra. Este făcut ca să, nu știu, să aflăm și noi informații și pentru lumea care n-a trecut până acea perioadă în care era absolut peste tot. Începem cu, de fapt nu începem cu asta, începem cu, vreau să vă, să vă aduc la cunoștință că această poză cu doamna de aici, doamna Elodia Ghinescu, m-a terorizat. Am văzut-o de atât de multe ori, eram mică tare, aveam 7-8 ani, deci m-a terorizat această poză, am văzut-o de atât de multe ori încât nu aveți idee. Nu am răcită, să am eu voce așa mai... Acum să... Băi, deci, nu știu, mă, parcă mă terorizează fața aia așa, o leacă, nu-i urâtă, nu-i nimica, dar zic de câte ori am văzut-o și cât de mediatizat a fost acest caz până în ziua de astăzi. By the way, pentru cei de pe YouTube care ziceți că nu vreți să vă uitați la videoclipurile astea și nu vă convin live-urile de pe Twitch, nu vă pune nimeni să vă uitați la ele, iertați-mă că zic așa, videoclipurile de sâmbătă tot acolo rămân, nu vă panicați că nu pleacă nicăieri, astea sunt doar pentru cine a ratat live-urile de pe Twitch și cine vrea să se uite la ele. Period. Și sunt sigură că acest videoclip o dureze mai mult de o oră. Fața este că noi nu știm dacă Elodia este o victimă. Este un mister neelucidat. Noi nu știm dacă ea... Păi ea poate mai trăiește. Aparent ar trebui să aibă... Când s-a născut Elodia? Zice când s-a născut. Ar trebui să aibă 50 ceva de ani în momentul ăsta. Ok, începem direct după Wikipedia cu... Cazul Elodia Ghinescu din august 2007 a fost demarat după dispariția avocatei române. Elodia Ghinescu. Cazul a deschis o lungă anchetă a poliției și procuraturii puternic mediatizată în presa românească. Deci mie nu cred că am trecut până această mediatizare. Ok. Născută pe 27 septembrie 1968. Repede matematică. 2023 minus 1968. 55 de ani. Da, văzusem acum că văzusem o știre că ar trebui să aibă 55 de ani. Așa. Absolventa facultății de drept din Brașov, conducea un birou de avocatură. Măi, 18 iulie 2004 s-a căsătorit cu inspectorul principal de poliție. Era principal de poliție, Cristian Cioacă, în vârsta de 33 de ani, ambii fiind la a doua căsătorie. Cioacă a absolvit, ok. Au împreună un băiat, Patrick, născut în 2005. Copilul a fost dat în grija bunicilor. Păi de ce nu l-au dat la taică-su? Ah, cred că intraseră la, îl băgaseră la pușcărie sau ceva. Dar sunt curioasă ce au găsit pe el de la o băga la pușcărie dacă nu au găsit niciodată corpul Elodiei, nu? Așa. 6 septembrie 2007 s-a înregistrat sesizarea lui Cioacă Cristian cu privire la dispariția soției sale, sesizarea purtând data de 5 septembrie. Judecătoria Brașov a admis joi cererea de declarare pe cale judecătorească a dispariției avocatei Elodia Ghinescu. Ultima zi în care a fost văzută aceasta fiind data 30 august 2007, conform declarațiilor soțului acesteia, deci Cristian Cioacă, o să zicem doar Cioacă, că lungim, el a fost cel care a dat-o dispărută? Cioacă, suspectat în continuare de uciderea soției sale, a declarat la termenul din 5 februarie în fața magistraților că ultima dată a văzut-o pe Elodia 30 august la ora 8, iar de atunci nu a mai avut... Iar atunci nu a mai luat legătura și nu a mai fost contactat niciodată de aceasta. El a spus că în dimineața respectivă Elodia nu a discutat cu el și nu i-a spus unde se duce. Unde a dus Elodio? Aceasta este faza prealabilă pentru declararea pe cale judecătorească a morții. Dar de ce au zis? De ce? I-au găsit cadavru? Pentru cine știe, i-au găsit cadavru? Că eu din câte am înțeles, nu i-au găsit niciodată cadavru. Ba din contra, maică s-a zis că e în viață. Dar ajungem și acolo. Însă după 4 ani de la ultimele știri că Elodie ar fi în viață.
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Elodie Aghinescu? Un câine polițist a descoperit adevărul. Adevărul sau cadavrul? Ce au descoperit? Elodio, zine ce s-a întâmplat cu tine! Nu trecuseră decât câteva săptămâni de la dispariția Elodiei, iar probe importante au fost descoperite în timpul anchetei. Foarte puțin cunosc însă cine a descoperit respectivele probe. Un câine polițist. Ce importanță are? Adică bine, ce are importanță? Na, slay câine, dar... În fine, au făcut acest articol pentru câine? Ok, cu ajutorul lui Toby, anchetarii? Nu-i anchetatorii? Au descoperit într-o râpă haine cu urmele de sânge ale Elodiei Ghinescu. După alte câteva săptămâni, într-o altă râpă de lângă Râșnov, a fost descoperită uniforma de polițist al lui Cioacă, dar și obiecte aparținând lui și soției sale. Aha, it makes sense. Cristian Cioacă a fost acuzat de crimă și condamnat la 15 ani de închisoare, chiar dacă nu a fost descoperit cadavrul. Dar pe ce acuzații? Dacă el a zis nu, pe ce acuzații l-au închis? 15 ani și 8 luni, ok. Au fost lansate tot felul de ipoteze referitoare la dispariția avocatei Elodie Aghinescu, iar cei care au urmărit cu atenție toate informațiile nu au ajuns încă la o concluzie finală, la fel ca și mine. Vărul lui Cioacă a fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază. A făcut o declarație șocantă, eu nu știu ce caut aici după muncă să fac eu live, că nici nu știu să citesc. După spusele sale, Elodie ar fi în viață, însă nu în România, ci undeva în străinătate într-un program de protecție al martorilor. Păi, dar ce a făcut Mărcioacă? Ce a făcut ca să fie într-un program de protecție? Septembrie 2007, Cioacă a fost reținut și audiat. A doua zi a fost lăsat să plece. Anchetatorii nici măcar nu au cerut mandat de arestare. Nu aveau încă rezultatele expertizelor făcute pentru probele găsite în locuință. O mulțime de pete de sânge, deci au găsit sânge în locuință. Când s-a dovedit că acestea aparțineau Elodiei, s-a cerut mandat de arestare. Ghinion însă, judecătorul brașovean, pe masa căruia a ajuns dosarul, a respins solicitarea oamenilor legii. Asta e mă faza, când e vorba de oameni cu bani, e rău. E rău când e asta. A fost băgat în închisoare fără nicio dovadă, având în vedere că nu s-au găsit corpul niciodată. L-au băgat pentru că au zis că cel mai probabil este făptașul. Da, mi se pare, adică na, noi, ei toată lumea dă vina pe Cioacă, dar noi, nici noi nu avem de unde să știm, numai Elodia știe. Numai Elodia știe ce s-a întâmplat. Poate nici Cioacă nu știe. O descoperire importantă s-a făcut în pădure, poate chiar sute de obiecte care aparțineau, sute, dar ce aveau mă, și-a mutat casa în pădure, zăceau împrăștiate pe covorul de frunze umede, o uniformă de polițist, exact măsura lui Cioacă, fotografii cu el, cu Elodia, caietul în care avocata scria notițe despre fiul ei Patrick, probele erau alterate, stătuseră afară, fuseseră scoase din saci, probabil de animale, erau ude, unele lucruri aveau însă pete de sânge, sângele Elodiei. Cioacă a replicat sec, nu știu cum a ajuns acolo. De astfel, polițistul a susținut tot timpul că soția lui trăiește, că pe semne și-a luat lumea în cap, dând vina pe o relație extraconjugală pe care acesta o avea de ceva timp. Deci, Cioacă o și înșela. Măi, luând această informație, noi nu avem de unde, pentru că doamna avea bani, femeia avea bani, da? Noi nu avem de unde să știm că ea nu și-a înscenat moartea și practic a fugit. Ea îl înșela pe Cioacă? Dăm vina pe o relație extraconjugală pe care aceasta o avea. Da, ea, iertați-mă, ea o avea. Și voia să plece cu amantul. Da. Polițistul a acordat un amplu interviu jurnaliștilor de la Libertate pe care i-a primit în apartamentul său din Brașov, casă în care se presupune că a ucis-o pe Elodia. Aici am măcelărit-o, a declarat Cioacă râzând. Ce glume de țărană sau stea, mă? Iartă-mă, Cioacă, dacă vezi acest videoclip, ce glume de țărană astea. Îl împărțise cu soția lui. Tot atunci el spunea că anchetatorii au transformat cazul într-o ambiție personală și că țin morțiși să-l închidă. Cioacă ajunge din nou în arest. Data aceasta în dosarul în care fusese acuzat că a intrat fără drept în calculatorul Elodiei și în e-mailul acesteia. Soț, cum să zic, foarte... Oricum e clar că avea o relație toxică. Da, și el avea iubită una de la Pitești. Să înșela unul pe altul. Amândoi aveau amanți. Da, n-am găsit nimic momentan. Ok. Șederea polițiștilor în Becel Instituției din Brașov, unde de astfel lucra, a fost scurtată la București, unde instanța l-a pus în libertate. Deci l-au închis și după aia l-au eliberat în București? Atunci, Cioacă nu și-a mai încăput în piele de bucurie, dând un adevărat spectacol mediatic și pozând mai ceva ca un fotomodel. Cioacă, iartă-mă că zic, dar mai poate ai fost înscenat, poate tu nu ai omorât-o, n-ai pus un deget pe femeia asta.
Dar de ce ești nesimțit? Femeia asta a dispărut. Gen, n-ai de unde să știi că nu a fost măcelărită în altă parte. N-ai de unde să știi că nu a fost dusă carne vie până unde se face trafic de carne vie, că nici nu știu. Așa, iulie 2008. Hai să vedem. Libertatea a dezvăluit în exclusivitate un secret al lui Cioaca. Acesta își găsise la Pitești, unde se mutase de curând, inclusiv cu serviciul lui iubită pe nume Mihaela. Măi, Mihaelo! Îi dispare soția lui Cioacă și tu te pui cu el. Măi, Mihaelo! Dar nu e de, nu, nu e de glumă. Noi facem glumele astea. Nu este de glumă. Eu nu știu. Poate chiar s-a întâmplat ceva grav, dar gen... Și dacă fugea, pleca fără copii. Aia zic, gen... există o posibilitate, bineînțeles că există o posibilitate, dar gen, în majoritatea cazurilor, de obicei vezi bărbații, știu că e o generalizare și puteți să lua o formă de sexism și feminist în ce iau eu aici, în ce zic eu aici, dar în majoritatea cazurilor, bărbații sunt cei care pleacă de lângă copii și mamele sunt cele care pleacă cu tot cu copii. El avea ceva la mansardă, rădea la orice interviu cu el. Știu că am ceva interviuri aici. Nu e în viață că nu-și lăsa fiul așa iurea. Nu putem să excludem această posibilitate. Așa, au demonstrat științific faptul că în casa polițistului, acuzat că s-a ucis soția, a avut loc o agresiune. Păi și cum? Cu petele de sânge, să presupunem, nu? Judecătoria a respins cererea de divorț a polițistului Cioacă de soția sa, Elodia. Cioaca a băgat divorț? După ce a dispărut Elodia, întrucât Cioacă nu s-a prezentat la audiere. Stai, mă, stai, stai, ce? Deci, ianuarie 2009, 2 ani după dispariție. Judecătoria a respins cererea de divorț a polițistului de soția sa dispărută, întrucât Cioacă nu s-a prezentat la audiere. Judecătorii au respins cererea sa, dar acesta poate face recurs în termen... Deci, soția lui dispare, după 2 ani el zice, băi, stai așa o leacă, că nu mai am soție, bag divorț, gen, chiar dacă e dispărută. Și tot el nu s-a prezentat la audiere? El a declarat că făcuse avort în casă. Ce mă... Asta e faza că, măi, când cazurile astea, când e un caz împrăștiat la 100.000 de website-uri și reportaje, se înflorește. Știm chestia asta la toate cazurile pe care le-am făcut până acum. Păi și cine a semnat divorțul ăla? Păi nu, poți să bagi divorț, gen, dacă unul este MIA, dacă unul nu se prezintă sau gen, unul nu mai există sau poate alții, el zice, bă, a fugit toată lumea, a plecat, m-a lăsat singur copilul, poți să bagi divorț și gen, judecătoria decide dacă tu te califici ca să fii liber și să nu mai fii căsătorit. Nu știu că n-am băgat niciodată, da, nicio. A, deci practic, ok, tot în această lună, procurorii Brașov au decis trimiterea în judecată a polițistului Cioacă și a hackerului Adrian Nițu. Deci omul meu și-a luat hacker, mă, ca să intre în e-mail la Elodia? Dar what was the reason? What was the reason? Martie 2011, mamă, dar și-a sărit deja 4 ani. A decis că procesul în care polițistul Cioacă este acuzat că a spart căsuțele de e-mail ale soției sale, avocata brașoveancă dispărută în august 2007, să se rejudece de către judecă. Deci, practic, el a primit și gen, în plus la dosar faptul că i-a hackuit e-mail-ul. A intrat în e-mail-ul Elodiei pentru a vedea pozele cu amantul ei în vacanță. Avocata familiei a depus la judecătorie acțiunea pentru declararea morții Elodiei. Dar eu nu înțeleg treaba asta cu hai să declarăm că e moartă chiar dacă nu i-am găsit corpul. Până nu găsesc un corp, nu știm 100% că e moartă, nu? Acest caz a fost atât de mediatizat. Știu că zic treaba asta, dar se întâmplă atât de multe lucruri oribile în România, atât de multe lucruri, atât de... se face pielea de găină. Și acest caz a fost mediatizat până în ziua de astăzi, 15 ani de zile, deci o ții minte că vreo câțiva ani buni de zile la televizor numai Elodia vedeai și numai poza asta o vedeai. Și efectiv, acest caz este, asta poate fi doar opinia mea, puteți să nu fiți de acord cu mine, este atât de mediatizat, nu simplu fapt că femeia asta avea foarte mulți bani și era avocat și soțul era polițist. Dacă stăm să ne uităm la alte cazuri în care oamenii au fost tranșați, arși de vii, Doamne ferește ce se mai întâmplă în viața asta, care vezi o știre două, o știre două și atât. O altă chestie e că el polițist nu cred că era atât de prost încât să lase probe așa random pe în casă și în pădure.
E logic că cineva o să le găsească în pădure. Și de ce ai lăsat în pădure articole vestimentare de ale tale, de ale Elodiei, de ale poze cu ei împreună? Gen, luând o logică, există o posibilitate foarte mare de înscenare. Și aș înțelege de ce ar râde, dar tot mi se pare nesimțire. Gen, nu râzi, dar gen, ești ceva genul, sunteți proști, nu sunt eu de vină. Ceea ce aș înțelege, dar să râzi așa cu nesimțire la faptul că ți-a dispărut nevasta, nevasta care tu ai fost într-o relație și aveți un copil împreună și se presupune că ar trebui să o iubești, bine, să o presupune. Dar gen, da, nu, bă, momentan eu nu prea cred că el a făcut... De ce și-ar arunca singur probele în pădure? Având că e polițist, gen. Ești conștient că la un dat o să se ajungă. Date în fața instanței că o parte dintre lucrurile găsite în râpa din Râșnov sunt din casa Lodiei, a confirmat și că din apartament lipsau cuțitul de bucătărie considerat arma crimei și geanta de voiaj în care ar fi... Dar de unde s-a ajuns, mă, la cuțitul bucătăriei arma crimei dacă n-aveți cadavru? De unde? fost transportat cadavrul avocatei. În boxa acuzaților, Cioacă i-a transmis Bonei zâmbete ironice. Domnule Cioaca, ți-a aruncat sau nu cuțitul din bucătărie? Uitați și voi ce zâmbet are pe față. Ei, la braț cu doi polițiști dus către arest sau unde îl duce. Parfumul Elodiei, pernuța din living, coșulețul din baie, bavețica băiatului, capacul de toaletă al copilului, cordonul de la un halat de baie. Astea au fost găsite în pădure? Așa, random. Pernuța din living, cordonul de la un halat. Make it make sense. Bona, n-a recunoscut preșulețul. Ea trebuie să recunoască preșulețul. Nu se știe ce este cu acel preșuleț. Poate să fie preșulețul lui Aladin. Nici cuțitul de bucătărie considerat arma crimei sau geanta de voiaj în care se presupune că a fost transportat trupul tranșat al Elodiei. Deci vă inciți mie că a fost un geamantan acolo în care s-ar fi putut să fie transportat trupul Elodiei și ei n-au reușit să găsească o probă în tot geamantanul ăla, cum că acolo ar fi fost un cadavru? Gen, nici măcar o ceva să zică, băi, da, mă, există o posibilitate că în momentul în care, în momentul ăla, geamantanul ăla se află un corp neînsuflețit, e clar că acolo ar trebui să se găsească niște probe, nu? Indiferent de cât de mult, nu știu dacă ați pătat vreodată ceva de sânge, dar sângele nu dispare așa de la apă de ploaie, trebuie să-l freci o leacă. Am eu o pată de la o mandarină pe mine, stați așa că vă arăt, încerc să o scot de o săptămână și tot nu iese, iese sângele așa. Bona nu găsea cuțitul și un prosop și după Cioacă le-a adus și a spus că erau puse în altă parte, dar Bona știa despre tot din casă. Când omor pe cineva de... Băi, deci în condițiile în care omoră polițiști, de ce ai aruncat 100.000 de lucruri random, așa? Bavețica copilului, cordonul de la... Hai, cordonul, că poate o făcut ceva cu el. It doesn't... If 2 plus 2 is 4, what the f is this? Probabil Bona a luat parte la crimă. Păi și de ce a stat atunci 6 ore să povestească tot la autorități de ce știe? Eu zic că, momentan, eu susțin ideea că el a fost înscenat. Nu știu, iertați-mă Aceasta este... iertați-mă că iau această... Nu iau în râs, că nu e de râs, că nu știm ce s-a întâmplat cu Elodia sau așa, până la urmă. Adică nu știu dacă e în viață, dacă a fugit, dacă nu știu ce. Da. Mi se pare așa foarte ironic cum stau ăștia și iau așa, gen, înfloresc poveștile astea. Povestea dragostei înfiripată la începutul anului între avocata dispărută fără urmă și ofițerul SPP aflat în misiune în Afganistan a fost dincolo de tandrețurile virtuale, o relație sexuală fenomenală și una umană înțeleaptă. Deci ea avea o relație cu ofițerul SPP. Cine poate să-mi zică ce este un ofițer SPP? Mulțumesc frumos. Așa, mai multe e-mail-uri aflate în controversatul dosar Cioacă, ce conțin conversații intime între avocata și patru se vorbea, mă, până e-mail-uri. Ok, 14 mai, Elodea Ghinescu către ofițerul SPP. Maimuțel, faci nănică? Uf, niciodată nu te prind pe... Sorry, asta nu e de râs. Pe metereze sau ai metereze înalte sau sunt ocupate? Ce să le metereze? Tu chiar ești atât de naiv încât te închipui că ne pierdem mințile câteodată sau mai mereu pentru că e un good fucking... Pentru Dumnezeu, Cristian! Parcă e primul copil lăsat de izbeliște. Da, ai dreptate. Sunt tare tristă să știi, orice fac e rău, nimic nu-ți place. Jocul meu pervers, de ce spui asta? Mă vei face să plâng. Păi ce fac de atâta vreme? Băi, mi se pare că sunt conversații între copii, mă jur. Cristian Ilie, îl cheamă? Sorry, domnul Cristian Ilie, we need to see how you look like. Să știm de ce ziceați ei maimuțel. Asta este. El este maimuțel.
A apărut jocul Elodia, deci am citit, asta e un total bullshit, practic s-a făcut un joc care se numește Găsește-o pe Elodia sau ceva de genul și practic trebuie să găsiți poza Elodiei printre cioace sau ceva de genul. Cristian Cioacă susține că probele împotriva sa nu au fost corecte, trupul Elodiei ar fi fost căutat cu un aparat nemologat. Condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru moartea Elodiei. Dar pe ce probe, mă, oamenilor? 15 ani? Deci, fiți pe fază, că eu mă și enervez acum. Am făcut data trecută cazul Antoniei, care a fost fetița de 4 ani sau 6 ani, nu mai țin minte sigur. Avea fetița asta, o fost dată cu capul de pereți până n-a mai putut. Da? Uitați-vă în ochii mei. A fost dată capul de pereți până n-a mai putut. A omorât. A dus-o pe câmp lângă un cimitir. A tranșat-o, a tăiat-o bucăți, după care a ars-o. După care, timp de 3 zile, n-a fost dată dispărută nici măcar de maică-sa, care maică-sa aparent ar fi știut despre această chestie. După care, maică-sa n-a pățit nimic și criminalul care era, nu, care era tatăl vitreg al acestei fetițe a primit 17 ani de închisoare. 17 ani de închisoare și mie ziceți mie că îi dați lui Cioacă 15 ani și 8 luni pentru că soția lui a dispărut și s-au găsit niște pete de sânge și uniforma lui? Romania, make it make sense. Ori i-au dat lui ăsta destul și lui ăla prea puțin. Bine, la lui ăla e clar că i-au dat prea puțin, asta e logic. Dar gen comparativ, informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, Cristian Cioacă, condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru că și-a omorât soția, va fi eliberat. Trupul Elodiei Ghinescu, dată dispărută în 2007, nu a fost găsit nici până acum. Ne dă toate detaliile colega mea, Andreea Georgescu. Te ascultăm, Andreea. În ce an a fost acest... Acum 3 luni? Anul ăsta l-au eliberat? Anul ăsta l-au eliberat? Ce mă, în 2023 l-au eliberat? Serios? De aia a nebunise toată lumea cu Elodia? Da, mă, are sens. Wow! Păi și când a fost băgat? În 2012, 2011, când a fost băgat? E liber pe condiționare. Fostul polițist urmează să fie eliberat condiționat de la penitenciarul Nozeni din județul Argeș, după decizia definitivă anunțată în urmă cu scurt timp de judecătorii de la Tribunalul Argeș. Ei au decis să accepte o propunere venită de la Comisia Specială de la Penitenciar din Mioveni, care a considerat că sunt suficiente dovezi care să arate că fostul polițist Cristian Cioacă poate fi reintegrat în societate, nu este nevoie să rămână în continuare executării pedepsei de 15 ani și 8 luni pe care a primit-o prin hotărârea definitivă anunțată în urmă cu ceva mai bine de 9 ani de magistrat în cazul său. Deci, practic, l-au eliberat pentru că, pe bună purtare, mai pe scurt și pentru că n-aveau destule probe. Cu imagini de ultimă oră, Cristian Cioacă, fostul polițist, a ieșit în urmă cu foarte puțin timp din penitenciarul Mioveni, a fost eliberat condiționat, vedem imaginile. De ce nu e sonor? Acestea sunt imaginile, domnilor și domnilor, Cristian Cioacă, fost polițist, condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare. Are șapcă cu polis! Nu, Cioacă, nu! Nu! Nu s-a dovedit nimic, merită mai mult să mă obțin să fie liber. Mi se pare foarte clar. Trimiteți-mi, vă rog frumos, mai multe probe. Ce s-a descoperit? Niște chestii în pădure? De ce ar fi el prost ca să ducă chestiile alea în pădure împreună cu uniforma lui? Pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, al cărei trup nu a fost găsit nici până astăzi, eliberat condiționat de tribunalul din Argeș. Va face și declarații Cristian Cioacă, are o șapcă pe care scrie polis, adică poliția. Ironia asta, eu nu mai pot. Atâta timp cât nu ai corpul, că e moartă cu adevărat, eu am zis. La fiecare caz am zis, la fel și cu Hoia Baciu, la fel cu Văduva Neagră, la fel cu orice caz de ăsta în care nu e nicio dovadă written by Jesus himself, eu sunt Elveția. Eu nu am nicio părere, efectiv nu am nicio părere. N-avem de unde să știm că femeia asta nu s-a trezit de izbeliște. Mă duc, nu mai vreau nici copil, nu mai vreau nici nimic, ca pașii pusii. Al dracu încă râde, da. Eu sunt de acord cu faptul că el este în libertate, dar nu sunt de acord cu această mărlănie de râs pe faptul că femeia asta e dispărută. Asta e, asta îmi susțin ideea. Dar pe faptul că e în libertate, sunt de acord. Sorry, dacă vă rog frumos deja, că nu sunteți de acord. Oamenii de pe YouTube, că ăștia de aici știu că sunteți de acord. Oamenii de pe YouTube, sunteți câțiva mii.
Dacă nu sunteți de acord, trimiteți-mi, vă rog frumos, link-uri, trimiteți-mi tot ce găsiți, trimiteți-mi ceva doveditor că el este 100% acest. Nu avem sunet pe aceste imagini, colegii mei vor furniza imediat ceea ce a declarat Cristian Cioacă la momentul ieșirii sale din penitenciar. A fost încarcerat în anul 2014, a petrecut 2014, deci practic 9 ani. 9 ani de închisoare, a avut cred că 7 solicitări pe durata detenției de liberare condiționată. Nu a spus niciodată ce s-a întâmplat în acea noapte. Cert este că a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, vă spuneam. N-a zis nimic niciodată de ce s-a întâmplat în noaptea aia. That's a bit suspicious. De aici, plecând de aici, vă imaginați că voi trei, da? E normal să faci asta? O să scrii o carte cum Nu știu ce, câte cărți o să scriu, habar n-am. Vei pleca din țară? Nu știu ce o să fac. Se stabilește atunci Dacă v-ați gândi și v-ați pune un pic în locul meu, n-aveți cum să știți nici dumneavoastră ce o să faceți. Rămâne de văzut. Speranța să da? Fiți eliberat astăzi? Vă mulțumesc. Da? Vă mulțumesc, da? Îl vezi pe tot peste vreo lună cu tap-tap cu fani face NPC. El și we know who. Mama avocatii face dezvăluiri șoc. A fost asaltată. Hai, dragă, zine! Pe 27 septembrie, Lovia Ghinescu, avocată ucisă cu sânge rece de soțului Cristian Cioacă. Dar de unde aveți informația că ea a fost ucisă cu sânge rece? De unde? Vreau o sursă! De unde știți voi că a fost... Bată m-ar norocul să mă bată. De unde? Împlinit 55 de ani, la 16 ani de la decesul fiicei, Emilia Ghinescu a făcut dezvăluiri dureroase în exclusivitate pentru Playtech știri. Emilia Ghinescu, mama Elodiei, va împărți pachete cu mâncare astăzi, de ziua de naștere a avocatei. Ne ducem la pomană. Biserica împărțim pachete. I-a făcut și parastas. Am făcut mereu tot ce este necesar unei persoane care a murit. Trupul fiicei mele este negăsit. La cimitir am pus poza ei pe cruce. Emilia Ghinescu recunoaște... Ca orice altă persoană. Nu așa se face, să punem poză pe cruce. Cunoaște că a cerut ajutorul unor parapsihologi în încercarea disperată de a afla unde este fiica ei. A refuzat însă ajutorul vrăjitoarelor care au asaltat-o. Mama Elodie a fost tare supărată pe Dan Diaconescu, care făcuse un serial pe acest subiect în emisiunea lui de la OTV. Totul avea însă doar un iz comercial pentru audiență. Emilia Ghinescu și-a... Elodie este în viață, declarația bombă făcută ieri la 12 ani de la dispariția soției lui Cristian Cioacă. Cine a făcut această declarație? Sunt foarte curioasă. Elodie trăiește din nou această poză care m-a terorizat până mor. Răsturnarea de situație. În cazul Elodie au trecut 12 ani de la dispariția soției lui Cioacă, iar mama Elodie a făcut o declarație de-a dreptul uitoare. Nu, din nou ne-am uitat la un videoclip în care mama ei a făcut parastas. Femeia susține că fiica ei trăiește, iar dispariția sa ar avea un motiv la care nu s-a gândit nimeni până acum. Wow! Elodia trăiește însă se răzbună pe Cristian Cioacă. De ce ar face asta și nu ar da niciun semn de viață? Cât de petty să fii să te răzbuni pe Cioacă și să-ți lași copilul de izbeliște? Elodia Ghinescu a fost găsită. Băi, deci mă jur că eu nu mai pot cu clickbait-urile astea. Fiindcă ea și Cristian Cioacă aveau certuri frecvente, femeia reprușându-i faptul că aduce mai mulți bani în casă decât el. Mama Elodiei nu a prezentat totuși nicio dovadă că Elodia ar fi în viață, rezumându-se doar la a declara că aceasta trăiește. Poate peste un an eu nu vă mai fi, dar credeți-mă, eu vă zic că Elodia este în viață și se răzbună. Ea cu Cristi se certau mereu și îi reproșa că aduce mai mulți bani decât el în casă. Acum e... Dar cum mă să reproșezi ăluia de lângă tine că aduce mai mulți bani în casă? Gen, good for you, dar lasă-mă pe mine, în pace. Da, Elodia Ghinescu a fost găsită, descoperire șocantă, Marea Neagră. O nouă teorie. N-ai cum să-mi zici. Nu, că n-ai cum să pui astfel titlul și după aia să zici o nouă teorie. Gen, you're taking the piss. Cred că mama lui Cioacă a zis că ea e în viață, dar mama ei i-a făcut parastas. Are sens. Da, iertați-mă, my bad. Ok, care au fost problemele care au dus la condamnarea lui Cioacă? După nu, mulțumesc frumos cine mi-a trimis asta, vă pup. Ok, hai să vedem, care sunt probele care l-au băgat pe Cioacă la închisoare? Nu mă lasă să dau plus, ne chiorăm, nu este nicio problemă. Elodia nu a fost tranșată în baie așa cum au acuzat procurorii și cum au reținut tribunalul, pentru că Cioacă nu ar fi avut timpul necesar și în plus în apartament se afla și copilul său. Probele de la dosar arată judecătorii, demonstrează că Elodia a fost ucisă noaptea 29-30 august. Demonstrează pe ce... Pe ce informații, pe ce bază demonstrează? Iar apoi Cioacă i-a ascuns cadavrul pe care l-a învelit în perdeaua de la duș. Ce mă, îi dispărea perdeaua de la duș?
În jurul orei 2:20, inculpatul a ajuns în domiciliul conjugal, iar pe fondul escaladării conflictului cu victima, inculpatul a lovit-o în mod repetat în dormitorul matrimonial. Agresiunea producându-se în spațiu între pat și peretele comun al dormitorului cu baia aferent acestuia. În noaptea respectivă a auzit o pufnitură puternică vecinii. Apoi a dus cadavrul în baie, unde l-a tranșat, l-a înfășurat în bărdeaua de la duș și l-a pus în geanta de voiaș pe care Elodie o cumpărase din Dubai. A fost în Dubai? A fost în Dubai! Nu au mai fost găsite geanta, perdeaua de duș, două prosoape, precum și un cuțit de lungimea 25-30 cm. Dar de unde știați voi fix 100% ce are omul ăla în casă? A adunat toate obiectele pe care le aveau, care aveau urme de sânge și le-a aruncat într-o rupă din apropiere de Râșnov. A spălat și văruit pereții acoperind zonele unde sângele nu s-a curățat complet, cu un strat de gleci și vopsea lavabilă. A văruit pereții? A văruit pereții după ce a dispărut Elodia? Ok. I'm changing my opinion. Domnul Ceacă, we need to know, de ce te-ai apucat de renovări după ce soția dumneavoastră a dispărut? What was the reason? Gen, ce te-a apucat așa peste noapte? Aha, probleme care l-au înfundat pe Cioacă. This, am ajuns unde trebuie. Da, ok. O urmă de dimensiuni mari peste 50 cm lungime de sânge scurs la baza peretului din dormitorul matrimonial și baia aferent acestuia. Ok, Cioacă. 9 urme de sânge au fost găsite pe ușa de acces în dormitorul matrimonial. O urmă de sânge pe tocul de lemn al ușii dormitorului. Una pe mașina spălat din baia aferentă. 6 pe gresia și faianța din baia aferentă. 7 a ușii dormitorului matrimonial pe o sticlă de parfum aflate pe noptieră în dormitor. Una sub lada de lemn situată pe holul apartamentului și în apropierea ușii de acces în dormitorul matrimonial. Urme au fost găsite pe cele două plinte din material lemnos existente la baza peretelui între dormitorul matrimonial și baia aferentă. Au mai fost identificat de asemenea pe o grindă de susținere ridicat. Deci s-au găsit toată casa, efectiv. Ia, 15, 14, 15... Cum s-a apărat Cioacă? Pe tot parcursul celor 7 ani, Cioacă a negat că și-a omorât soția. A picat testare... A picat testarea poligraf, iar a doua examinare a refuzat să o mai facă? A picat testarea poligraf. Ok, vedeți, am ajuns la momentul în care eu parcă îmi schimbă leacă opinia. Cioacă... El a declarat că sângele a fost ca sferit în avor și ca spălat cu clor. Nu sunt eu cea mai mare expertă. Eu sunt la facultatea de asistență socială. Eu am avut un proiect foarte mare pe avort. Ethical issues în health and social care, whatever. Și am avut un proiect foarte mare, gen am avut un atestat, un assignment de ăsta foarte mare pe avort. Nu sunt eu cea mai mare expertă, cea mai mare ginecologă, cel mai mare OB, cel mai mare în fine. Dar când faci un avort nu sunt prăști în toată casa. Gen nu explodează, nu ți explodează uterul, nu explodează nimic. Gen, da, curge sânge, da, se întâmplă niște chestii acolo oribile, dar nu îți explodează până toată casa, să ai până toate plintele și efectiv 30.000 de probe de sânge de la un avort. Eu vă zic din ce am studiat eu la facultate, am trecut anul cu acest assignment foarte lung de 5.000 de cuvinte și de... Urmele de sânge din bagajul ar fi aparținut fiului său care s-ar fi accidentat la un deget. Proba ADN l-a contrazis, în plus numărul mare de urme și localizarea acestora. Nu susțineau această ipoteză. Ok, mulțumesc cine mi-a trimis acest... că acum are sens. Dacă toate aceste lucruri sunt adevărate, are sens. Sângele de sub podeaua dormitorului a provenit de la două avorturi pe care victima le-ar fi provocat. Nici această ipoteză nu a fost susținută de nicio probă. Medicii consultați de achetatori au indicat că era imposibil ca victima să fie pierdut atât de mult sânge și să nu ajungă la spital pentru îngrijiri. Ulterior, în timpul procesului, Cioacă a abandonat această ipoteză. Păi, am ziceți mie că această avocată de mare succes cu foarte mulți bani și-a făcut două avorturi la ea acasă? Gen, ca să faci avort îți trebuie niște îngrijiri, îți trebuie niște pastile, te duci într-o sală, stai acolo toată ziua, dimineața până seară, până se asigură că avortul e făcut, îngrijiri medicale. Nu a oferit nicio explicație rezonabilă cu privire la găsirea urmelor de sânge ale soției sale, atât în apartament, cât și pe obiectele găsite în râpa de la data 8-10-2007, iar în torpedoul mașinii sale, pe tocul pistolului sau pe sticla de parfum ambalajul, după cum nu a oferit astfel de explicații și cu privire la alte aspecte importante. A mințit și în privința uniformei găsite în râpă, da. Oh, wow. Da, ok, mi-a schimbat opinia. Cioacă vinovat.
a fost caracterizat de susținere referitoare la faptul că ar exista probe care îi dovedesc în mod clar nevinovăția. De ce e casa ta plină de sânge, inclusiv mașina torpedou? A, s-o tăiat film la un deget. A făcut avort. Hai să faci test poligraf. Facem. L-ai picat. Nu mai vreau unul. Nu. Nu. Nu că mințiți. Nu. Da, mi-a schimbat opinia. Mi-a schimbat opinia. Să mai întâmplă. V-am zis, până nu primesc niște informații clare. Ok. Cuvântul spontan spune că apare spontan. Deci acasă poate apărea nu neapărat în spital, dar faptul că nu o suna la ambulanță e altceva. El a zis că două avorturi pe care și le-a provocat singură. Să provoci singură un avort nu e atât de ușor, că nu e anul 1800. Iertați-mă, nu e anul 1800 să iei un numeraș și să-ți faci avort singur. This is very creepy, knowing că nu mai e pentru noi. Astăzi în fața judecătorului s-au întâlnit cu cei doi bărbați din viața Erodei, Cristian Cioacă și iubitul avocatii, fostul angajat Ilie Cristian. Acesta i-a povestit judecătorului că a cunoscut-o pe Erodea în 2006 pe internet. Un an mai târziu plecau împreună în Dubai. Aici, după cum a recunoscut chiar el, a lovit-o pe Erodea. Deci, amantul ei a lovit-o în Dubai? Spune că ulterior și-a cerut scuze printr-un email, însă nu a mai primit răspuns. Câteva zile mai târziu află că iubita lui este dispărută și s-a gândit că i s-a întâmplat ceva rău. Wait a damn minute! Wait a damn minute! Deci, practic, ea a plecat cu amantul în Dubai, după care a lovit-o și când s-a întors înapoi, iubita nu i-a mai răspuns la email-uri și după câteva zile a dispărut? Something is dodgy. Elodio, fii atentă. Dacă tu ești în viață, știu că dacă îți arăți fața o să intri în probleme pentru că adică dacă nu ești în acoperire de aia de mărturie sau cum se numește, că nici mai știu. Zine, fată, să nu ne mai stresăm. Zine ce s-a întâmplat. Trimite și tu o scrisoare anonimă cuiva. Trimite mie. Trimite-mi, vezi că e-mailul meu. Ăla e în descriere pe TikTok, pe YouTube, pe oriunde intri tu. Am e-mailul acolo. Trimite-mi eu un e-mail, zic, măi, fată, nu vă mai stresați atâta, dormiți la noapte, vă zic eu ce s-a întâmplat. Și atât, promit că nu zic la nimeni. Promit că nu zic la nimeni. Uite în ochii mei. Ea s-a întors pe 25 august în România, eu am plecat în Afganistan cu o zi mai devreme, ea m-a condus la aeroport. Deși evitam aceste discuții între Lodea și Cioacă, nu era o relație foarte apropiată, bănuiam asta pentru că putea pleca singură în excursii. Întrebat dacă știe că Elodie avea gânduri de sinucidere, fostul SPP-ist a spus că niciodată avocata nu i-a dat de înțeles că s-ar gândi la așa ceva. Sunt amărâtă, baby, sunt tare amărâtă, nici nu mai pot respira, îmi tremură mâinile, n-am mâncat nimic de ieri, nu știu ce să mai fac. La terminul de marți a fost citată ca martor și femeia care Cristian Cioacă avea o relație extraconjugală în momentul dispariției. Păi stați mai așa o leacă, că voi îmi ziceți mie acum că Cioacă ar fi amărâtă pentru că a descoperit că l-a înșelat. Dar și el o înșela. Și ea putea să plece în vacanțe în Dubai cu iubitul ei, fără ca Cioacă să-i zică nimica. Gen, poate Cioacă nu știa, dar Cioacă totuși o înșela. Și practic el avea voie să aibă amantă, dar soția lui n-are voie. Cât de penibil să fii. De ce a omorât-o? What was the reason? Că genul ăsta ar fi fost... Că mereu când e vorba de omorât, e ori răzbunare, iubire sau bani. Banii nu prea cred că era, că aveau destul de mulți bani, iubire nu e și răzbunare pe ce? Prezența ei a fost de ajutor, mai ales că unul dintre martori, prieten din copilărie, Cristian Cioacă, a spus că ea i-ar fi povestit că a fost sunată pe un număr necunoscut de o femeie care părea să fie Elodia după voce. Deci Elodia ar fi sunat-o pe amanta lui Cioacă după ce a dispărut. Bullshit. Și atât, nu mai deschid niciun link, nu mai fac nimic, lăsați-mă în pace că m-a lămurit tot cazul ăsta. Cioacă, după opinia mea, deși nu pot să o susțin în întregime, meriți să te duci înapoi în închisoare? Nu, îmi retrag această opinie. N-am nicio opinie, sunt Elveția, sunt la mijloc. N-are niciun sens, n-are nici măcar un singur sens. De ce a omorât-o și după s-a dus și a aruncat în pădure random lucruri care aveau sânge pe ele, inclusiv, de ce nu le dai foc? Nu ești prost. Ești conștient că la un moment dat lucrurile o să fie găsite, ești conștient că sângele nu iese atât de repede și totuși în același timp, de ce a doua zi s-a pus el să văruiască? Și totuși, gen, n-are niciun sens. Nu mai vin la nimica. Lasă-mă, Gabriela, m-am uitat la ăla. Nu e, e bullshit. Așa. Dacă la început nu avea sens, acum chiar că nu mai are sens. De ce ai omorât-o?
ai omorât-o pentru că ai aflat care amant și ai hecuit în e-mail-uri și chiar dacă ai omorât-o pentru această treabă, tu prost nu ești, că gen gândește că și tu ai o amantă. Și în al doilea rând, explicați-și mie, media și toți ăștia, jurnale și toate articolele pe care le-am citit eu, de ce ați înflorit așa tare acest caz și de ce l-ați ridicat în ceruri și înapoi acest caz, dar a fost mediatizat până în ziua de astăzi și o să fie în continuare. Pe când în România sunt cazuri mult mai grave despre care abia găsesc niște informații. Cazuri despre care chiar trebuie vorbite. Cazuri despre care, nu știu, vedeți fetița asta, dar a fost tranșată și omul meu a primit 17 ani. Adică vreo 13-14 pe bună purtare. The fuck is this? Oh, wow, stați așa că am găsit ceva. Oameni buni, repet că acest caz nu a fost cu nicio intenție de a jigni pe nimeni implicat în acest caz. I have very mixed feelings about this. Nu am nicio opinie, vreau să știu, nu știu. N-are niciun sens acest caz, anyhow. Mulțumesc că a stat aici, vreau să vă zic că eu sunt în fiecare duminică seară la ora 8 live pe Twitch, în condițiile în care nu pot să intru, o să vă anunț și oricum o să fac un live pe săptămână cel puțin. Dacă a stat până la capăt, vă mulțumesc frumos. Ne vedem în fiecare sâmbătă ca de obicei, ne vedem pe Instagram, pe TikTok, pe asta tot. Love you very much!